Vă mulțumesc, doamna președinte. Salarii mai mari pentru români. Îndrăznește să crezi în România. Este sloganul pe care noi, cei din Partidul Social Democrat, l-am tot menționat de-a lungul timpului. Și este un slogan care are consistență și pe care nu l-am ales întâmplător. O expresie pe care nu o folosim doar pentru că dă bine, ci pentru că s-a identificat cu munca noastră, cu realizările noastre. Pentru că, prin tot ceea ce facem, le dăm românilor motive să creadă în țara lor într-un viitor mai bun. Ori de câte ori socialdemocrații au fost la guvernare, au făcut performanță. La fel s-a întâmplat și acum. Am obținut în anul 2016 cea mai mare încredere pe care românii au acordat-o unui partid politic de la Revoluție încoace, cu toate că am avut parte de multe piedici. Am fost atacați, amenințați, anchetați. Dar nu ne-am dat bătuți, am știut să promovăm întotdeauna un mesaj pozitiv, un mesaj care îndeamnă la pace și unitate, nu la dezbinare. Și am reușit să urmăm programul de guvernare și să-l îndeplinim, de aceea mai avem o veste bună de dat. Este vorba de salariul mediu net. Pentru prima dată în România, câștigul salarial mediu net a depășit 3.000 de lei. Vorbim evident și de o putere de cumpărare mai mare, cu peste 9%, față de anul trecut, când deja era consistent majorată. Mai mulți bani în buzunarele românilor înseamnă mai multă bunăstare. De aceea, în ultimii 2 ani, salariile românilor au crescut în mod constant. În luna martie 2019, câștigul salarial mediu nominal brut a fost de 5.050 lei, cu 4,8% mai mare decât în luna februarie 2019. Câștigul salarial mediu nominal net a fost de 3.075 de lei, în creștere față de luna precedentă cu 142 de lei. Comparativ cu luna martie anului precedent, câștigul salarial mediu nominal a crescut cu 13,7%. În ciuda minciunilor lansate de președinte și de opoziție, creșterile salariale au adus și sporirea puterii de cumpărare a românilor. Majoritatea salariilor a fost consistent superioară creșterilor de prețuri. Indicele câștigului salarial real față de aceeași perioadă anului precedent a fost de 109,3%. Indicele câștigului salarial real a fost 104,3% din luna martie 2019 față de luna precedentă. Planul nostru de guvernare este un proiect uriaș care a început să ridice nivelul de civilizație din fiecare localitate și se simte acest lucru. Guvernul PSD a reușit creșterea salariilor în educație și sănătate, creșterea pensiilor, creșterea gradului de absorpție a fondurilor europene. În continuare cred că suntem pregătiți să facem față provocărilor politice, atât interne cât și externe, și să le demonstrăm românilor că se poate, că putem face din țara noastră una mai bună și mai prosperă, una în care să-și dorească să rămână atât ei, cât și copiii și nepoții lor. Avem în continuare mult de muncă, dar știu că împreună putem găsi cele mai bune soluții, soluții pentru problemele din toate domeniile. Vă mulțumesc, deputat PSD Mehedinți, Alina Teiș.